șaua de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Până dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, un pic amară, dar astăzi este 21 aprilie, este miercuri, nu este joi și pentru că nu este joi și joi aveam alte planuri, astăzi suntem în emisiune cu domnul dr. Liviu Harbuz, cum spunea domnia sa, încă consilier al Consiliului, în Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Încă în poziția onorantă de consilier local. Domnul Harbuz, până ajungem la Consiliul Local și asta, vreau să vă provoc, așa să intrăm direct într-o emisiune. Astăzi vreau să vorbim despre zombii politic. Despre zombii în general. Știți ce, care e definiția unui zombie? Am avut răbdare azi dimineață să intru în dicționar. Dar un zombie este un personaj mort care se comportă ca și cum ar fi viu, e pur și simplu reînviat și are mișcările caracteristice unui zombie. La noi, cuvântul zombie, de câteva zile, are conotație politică. Adică domnul Câțu a fost numit zombie politic. De domnul Drulă. Ascunge-l și acolo. L-a mai adică numit cineva. Zombie. Un om înviat din morți care și-a pierdut identitatea, drogat, în stare de letargie sau cu creierul spălat. Sau un personaj folosit în interes personal sau de manipulare politică. Om fără caracter, lipsit de orice valoare. De unde vine cuvântul ăsta zombie? Da, un zombie nu poate să aibă caracter. Lipsit de identitate. Așa spune în Dex, eu da, cu Dex înainte. Dexul astăzi poți să propui un milion de modificări și Dexul imediat. Adică. Deci eu merg cu Dexul înainte. El vine important succese din Franța. Și succesul este un exemplu. Exact. Inteligibil pentru Dex. Conform unor tradiții, zombii care gustă sare, indiferent din ce motiv, le revine conștiința proprie. Am înțeles. Sunt aduși iarăși în stare normală. Să reținem acest aspect cu sarea, că s-ar putea să ne fie. Cine l-a făcut zombie pe domnul Câțu? Domnul ministru? Drulă. Am făcut un exercițiu și m-am uitat în Dex ce înseamnă Drulă. Și am găsit doar două explicații. Deveniți mult prea profund pentru mine. Deci Drulă înseamnă regionalism, femeie stricată sau femeie depravată. Într-un alt, un altă expresie, el se are o fi etic să pașcă, abordăm așa? Are pașcă. Pașcă, care înseamnă, vine dintr-un cuvânt din ăsta ucrainean și înseamnă tutun de calitate inferioară sau mahorcă. Acum stau și mă gândesc. Etic, neetic. Ar fi fost etic ca domnul Câțu să iasă să spună: domne, eu nu stau de vorbă cu Drulă, care cuvântul are, știu eu, o conotație, de femeie depravată? Hai să spunem compromițătoare sau... Deci, bun, și ajungem la temă. Ajungem la temă. Surprise! Ce frumos se guvernează în România. Tu spui că primul ministru este lipsit de caracter, lipsit de voință, înviat din morți, fără identitate, așa? Dar după ce pupat Piața Independenței și mai negociat ceva, gata, mergem înainte că interesul țării este major. Acum ați citit tot din Dex, ați definit starea politică. Asta e din Dexul Bălănescu. S-a schimbat ceva în lumea asta și nu știu eu. Asta a fost politica întotdeauna. De acolo și pupat Piața Independenței și ia către din nou împreună. Ce spuneți dumneavoastră este foarte adevărat. Ce personal, ce mă deranjează foarte tare, este că lucrurile astea devin accesibile pentru marele public în fiecare zi, într-o perioadă în care chiar suntem într-o criză majoră, în care, de exemplu, ieri am înregistrat cel mai mare număr de morți în România, în urma... Ajungem și acolo.
Eu aș vrea să-mi prezint punctul de vedere în acest context. Pentru că eu nu mai vreau să-l aud nici pe domnul prim-ministru vorbind despre Drulă sau despre Voiculescu. Eu nu mai vreau să-l aud nici pe Voiculescu, care mie mi s-a părut la un moment dat că e într-o vendetă din asta în care își acuză colegi de guvernare, fie ei din PNL, fie ei din USR sau UDMR sau de unde mai sunt ei, în public. Lucrurile astea le pot face cu ușile închise. Ei se pot face, apela și pot folosi ce adjective doresc ei, dar nu cred că românii au astăzi nevoie de un asemenea spectacol politic care întotdeauna este cu final așteptat, pentru că nimeni nu și-ar fi închipuit că va pleca USR-ul de la guvernare. Nu vedeam USR-ul în opoziție alături de AUR, deși aud că au început să plece din USR oameni către AUR, adică doi deputați sau nu știu, parlamentari. Doi membri fondatori ai USR. Bun, acum la USR. Unul din Sibiu și unul din Prahova, da, adică județe importante. Acolo, așa, membrii fondatori la USR sunt toți cei din USR, pentru că ei toți auto-intitulează membrii fondatori. Dar nu asta este ideea. Ideea este, eu am nevoie de un guvern puternic. Un guvern care să îmi garanteze mie și să-mi ofere credibilitatea guvernamentală. Am nevoie de un sistem care să mă facă să mă simt sigur în țara mea. La un moment dat trec de la una la alta, este, sper să nu greșesc, domnul colonel Gheorghiță, parcă îl cheamă, da, care este șeful programului de vaccinare în România. Unii spuneau, domnule, ăsta a ajuns colonel la 30 de ani și conferențiar și... Mie mi se pare un personaj decent, foarte disciplinat și care îmi dă informații corecte, sper, sau cel puțin mă convinge că sunt corecte și în același timp mă oferă empatia aia de care am eu nevoie. Eu când spun eu, mă refer la fiecare cetățean din România. Avem nevoie de o empatie. Nu folosim pandemia pentru jocuri politice, nu adâncim populația într-o depresie mai mare, pentru că, har Domnule, de un an și ceva vorbim despre pandemie, despre efecte, despre efectele de ordin psihic și psihologic asupra oamenilor. Vorbim despre agravare și despre apariția fenomenelor neurologice. Adică, cum să mai aibă oamenii încredere? Uitați-vă acum ce se întâmplă. Avem mai multe vaccinuri în stoc decât persoane înregistrate. Aud, chiar astăzi am auzit, domnule, ce facem cu cei din zona rurală că nu vor să vaccineze. Păi i-a întrebat cineva dacă vor să vaccineze sau nu? Iată că s-au găsit tot cei din media să meargă în zona rurală să-i întrebe. Și oamenii au zis, domnule, cum vă închipuiți că eu mă pricep să mă scriu pe o platformă? Eu nu știu nici telefonul ăsta să-l folosesc bine și a scos telefonul din buzunar. Și vorbeam de o persoană de 60 de ani, nu vorbeam de o persoană de 80 ceva de ani. Mulțumesc! Mulțumesc, este reciproc, adică nu e anul ăla care ne așa diferențiază, cred că s-a estompat de mult catușa. Așa. Ce facem cu cei din zona rurală? Iată, dar Gheorghiță a venit și a spus, domnule, vom face sistemul de vaccinare mobil, adică vom merge prin comunele patriei și vom vaccina. Eu sunt convins că nu este o rezistență și un refuz categoric din partea locuitorilor din zona rurală față de vaccin. Cred că, unu, n-au informații, doi, nu au acces la un sistem de sănătate. Gândiți-vă că vorbeam ieri despre educație în Departamentul de Educație la Pro-România. Vorbeam despre politici pentru inclusivitate, adică pentru copiii care... Mă scuzați, la Piatra Neamț sau la București? Nu, la Piatra Neamț a fost și legătura cu... pe Zoom cu coordonatorul la nivel național pe partea de educație, doamna Huncă de la Botoșan. Vorbeam despre copiii care au probleme de sănătate, care au tot felul de probleme, începând cu cele de abandon școlar, care, până la urmă, abandonul școlar reprezintă o problemă mare în România. În contextul ăsta am avut și profesori în direct din diverse comune din județul Neamț. Și am întrebat, fraților,
S-a acoperit până la urmă logistica, hard și software pentru învățământul la distanță? Și au spus, da, în proporție de 60%. Dumnezeule, dar ce faci cu celelalți 40%? Pierderi planificate. Vorbim de un an de... Da, pierderi colaterale ca război. Vorbim de un an de zile. Unde este prevenția? Nu facem în niciun fel prevenție. Ok, urmează probabil ca unitățile mobile și vor fi, din câte am înțeles, militare, mașini militare, medici militari care vor merge în zona rurală pentru vaccinare. Sunt oameni pregătiți? Există vreun sistem de informare și de educare a oamenilor ca să primească actul medical în sine, vaccinarea? Nu. Nu există acoperită, așa cum spuneam, logistica pentru învățământul la distanță. Dar am avut perioadă în care se putea face asta. Aduceți-vă aminte, în campanie electorală, era licitație care oferă mai multe iPad-uri și mai multe telefoane pentru copii care nu au astfel de gadget-uri. Au oferit până s-a terminat campania. Au oferit în comuna X. În comuna X le-au dat pe Vodafone și în rețeaua e pe altceva. Și n-au internet. Deci, lucrurile astea și nimeni nu răspunde. România are o mare problemă de 30 de ani. Nu există răspundere. Nimeni nu răspunde pentru ceea ce face. Să dau tunuri în diverse instituții ale statului. Auzim acum, de exemplu, aseară mă uitam, e o doamnă secretar de stat, n-am reținut cum o cheamă, care urmează să fie propusă ministru astăzi. Dom'le, a fost pur și simplu linșată mediatic pentru că ea are o clinică privată. Doar pentru asta? Da. Pentru că are clinică privată? Are o clinică privată și care are relații cu Big Pharma. Hai să fim serioși. Indiferent ce guvern este, indiferent ce partid este, pentru că eu nu fac referire la persoane, la partide acum, fac referire la contextul internațional în care noi existăm. Big Pharma va fi Big Pharma. Iar tot ce înseamnă industrie farmaceutică va conduce lumea de acum încolo. Adică are relații cu Big Pharma pentru că are o clinică, nu știu nici l-am reținut în ce oraș. Așa nu se face nimic. De fapt, care e ideea? E bine să avem relații cu Big Pharma, dar nu e bine că ăla sau ăla lasă-l pe ăla. Oricine va veni la Ministerul Sănătății, oricine va conduce țara asta, președinte, prim-ministru, nu va avea niciun cuvânt de spus în fața lui Big Pharma. Păi îmi pare rău că nu mai este Voiculescu, măcar cu el știam o treabă. Nu știu, n-am probe că Voiculescu ar fi conectat într-un fel sau alta, dar ce pot să vă spun este că toți, mai mult sau mai puțin, într-o zi sunt recrutați de Big Pharma, pentru că eu am trăit pe pielea mea, am încercat să practic, să ordonez legislația care făcea referire la medicamente, la comercializarea antibioticilor injectabile și am fost eu injectat și rejectat într-o secundă, pentru că am îndrăznit să mai iau de Big Pharma. Deci astea sunt lucruri care se întâmplă în fiecare zi, indiferent că e Voiculescu sau cine o fi. Ce pot să-i reproșez lui Voiculescu, pentru că eu n-am probă că el ar fi vrut, ar fi făcut, pot să-i reproșez modul de comunicare. Iar comunicarea asta publică, adică, până la urmă avem un prim-ministru care are niște atribuții și niște prerogative constituționale. Dacă tu negi drepturile lui constituționale în calitate de premier, îl faci, celălalt îl face zombie, că de aici am plecat, zombie politic. Adică eu înțeleg să fac asta acolo cu ușile închise. Se întâmplă. Am trăit și eu momente din asta în care ne-am adresat tot felul de cuvinte uneori jignitoare. Dar nu ieși în public să dezbați public într-o perioadă în care populația are nevoie de un sistem stabil, are nevoie de încredere în autorități. Fără încredere în autorități, nu o să facem nimic. Și autoritățile nu își pierd încrederea pentru că oamenii sunt, cred în teorii ale conspirației, nu își pierd încrederea pentru că oamenii de la țară nu vor să se vaccineze, autoritățile își pierd încrederea prin compromiterea proprie, prin comportament și, în mod special, prin comunicare. Am înțeles. Problema este, domnule doctor, că
Tot timpul spunem așa. E, oricum va fi așa. Oricum se întâmplă așa. Nu s-a schimbat nimic. Facem politică. Da, atunci, Doamne iartă-mă, nu mai îmi spune că tu ești altfel. Dar nu știm cum sunt. Păi nu. Eu am sperat din tot sufletul că vor veni partidele astea cu tineri, frumoși, curați, și a care vor spune stop. Depinde ce înțelegeți prin tineri frumoși și curați. Păi uitați, de exemplu, mă uit la domnul Iulian Bulai, pe care eu îl admir că e un tânăr frumos și curat. La fel. Eu un tânăr frumos deștept, dar este un progresist. Iar noi am făcut de multe... Ce înseamnă progresist? O să vă spun imediat ce înseamnă progresist. Înseamnă când îți schimb părerile la 4 luni? Da, pentru că dacă faci o evaluare, poți după 4 luni să spui, da, domnule, am greșit. Adică ei n-au problema asta, n-am nicio inhibiție de a-și schimba opinia de la o lună la alta, sau în 4 luni, sau în 6 luni, dar și să fie foarte categorici. E un alt fel de a face politică cu care noi n-am fost obișnuiți. N-am fost obișnuiți pentru că n-am mai avut acest mod de a face politică, această filozofie. Progresism în lume și se întâmplă, e un curent filozofic. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. În Canada nu mai există 2 genuri, băiat și fată. A apărut, sunt documente oficiale. Și dacă sunt documente oficiale, nu înseamnă că sunt proști? Păi ei sunt proști, dar gândiți-vă că și ei numesc progresiști? Credeți că lucrurile astea ne place, nu ne place, nu vor veni și peste noi? Bineînțeles că vor veni. Pentru că suntem o parte integrată, nu ne putem izola. Dar asta înseamnă că progresiști... Eu vreau atât. Prevenție. Cum prevenim astfel de situații? Pentru că asta ar fi o traumă pentru poporul român. Pentru românii în general, nu chiar pentru toți. A venit tot o doamnă de la USR care ne vorbește despre co-living, co-working, adică să trăim la un loc și să nu... Să trăim la un loc în sensul care să muncim la un loc, să fim o comunitate. Nu, mă gândeam să... O comunitate cu mare larghețe în manifestări. Ok. Sunt curente filozofice, sunt moduri de viață pe care... Nu trebuie să le adoptăm pentru că ele nu pot fi compatibile cu profilul și cu mentalitatea noastră, dar nici nu le putem opri. Nu le putem opri la graniță. Domnul Liviu, pe această logică înseamnă că, de exemplu, sta să-mi aduc aminte unul care, nu știu care politician, care a trecut prin toate partidele, este un progresist. Este un progresist, pentru că el și-a dat seama că a greșit, s-a adaptat la situație și a trecut prin toate partidele ca să rămână la putere. Un primar... E motivat să treacă prin toate partidele pentru a rămâne la putere, e un semn de întrebare. Dar în același timp, eu am teoria mea. An de zile m-am uitat și eu am fost pus în situația de a trece de la un partid la altul. Odată n-am vrut pentru că așa a făcut partidul, a intrat într-o alianță și a fuzionat cu alt partid. Și odată am renunțat la ceea ce însemna PSD. Nu, de fapt am renunțat, practic am fost dat afară din PSD pentru că am îndrăznit să vorbesc despre Big Pharma. By the way, apropo de ce spuneam, da? Dar în același timp, ce e un partid? Un partid este un ONG. De ce intru eu într-un ONG? Acum m-am lămurit. Nu înțelegeam eu ce este un partid. Da, e un ONG. Acum m-am lămurit și de ce avem în lege o chestie ca să dăm bani, finanțări nerambursabile ONG-urilor, de ce le dăm bani și nu verificăm ce se fac cu ei. Acum mi-am dat seama. Teoretic se controlează, se verifică. Teoretic, da. Teoria ca teoria, practica e progresistă. Bun. Dacă o luăm abordarea asta, eu fac față la făcut mișto, n-am nicio problemă. N-am nicio problemă. Ba chiar sunt în elementul meu. Vă rog, sunteți invitatul meu. Dar sunt lucruri cu care ne confruntăm. Și decât să stăm să ne plângem că este vorba cu drobul de sare, ne caracterizează pe noi românii. O să cadă drobul cu sare, dar nu facem nimic. Absolut nimic. Așa s-a întâmplat și cu pandemia. Aveți grijă cu sarea, că dacă ajunge pe la domnul Câțu, se trezește. Da. Repet, nu vreau să dau nume, nu vreau să dau nume de partide. Îmi doresc să trăiesc într-un sistem stabil, în primul rând, nu neapărat pentru mine, pentru că
Eu cred că sunt suficient de stabil încât să nu fiu afectat. Dar sunt o groază de copii, vorbim de educație, sunt o groază de persoane în vârstă care în continuare suferă din diverse motive. Începând cu pensia, terminând cu medicamentele, cu bolile și nu în ultimul rând de singurătate, pentru că avem problema asta încă, chiar ieri am îngrozitoare. În care avem oameni singuri și nu facem nimic pentru ei. În fiecare zi, pe grupul ISU, se anunță, adică în fiecare, la două zile... Un bătrân a fost găsit mort, a fost găsit mort după o săptămână. Da. Da, știți că pe mine mă obsedează. Exact, exact. Dar acum, revin de unde am plecat. Asta așa, domne, eu pot să accept că îți schimbă părerile de la 4 luni, 6 luni, 8 luni. Da, dar eu nu vreau să știu. Eu vreau să știu că am o politică de stat stabilă, dar aș fi așteptat, și coerentă. Aș fi așteptat așa. Alea sunt jocuri politice. Nu, vreau să dau un exemplu. Un moment dat erau chiar puștisme. Un exemplu simplu. Bapamătii, public, exact. Adică exact. E degradant. Și nu e prima dată. Aduceți-vă aminte când PSD-ul schimba prim-ministru după prim-ministru și făceau moțiune de cenzură pentru propriul partid, pentru propriul prim-ministru. Hai să nu uităm. Și păstrăm astea? Păi le păstrăm pentru că face parte din structura noastră. Eu vreau să văd Vreți politicieni altfel decât e majoritatea poporului? Nu sunt politicieni oglinda celor perfect, care au ales? Perfect, așa este. Sunt băieții aia care au ales, aduceți-vă aminte, hai să vorbim despre USR și Plus, cine erau mari simpatizanți? Aduceți-vă aminte ce tornadă era pe online și ce limbaj foloseau și câți hateri erau. Asta este electoratul și ei trebuie să fie reprezentați în Parlament. De fapt, aici problema se pune cum se realizează echilibru. Cum se impune puterea. Cum se impune puterea? Puterea, că eu când mă refer la putere, nu mă refer la cea politică, mă refer la cea administrativă. Pentru că fără o putere administrativă nu vom avea de nimic. De aceea, ca să avem putere administrativă, am acceptat ca în județe, de la un post de suprefect, să punem câte doi? Nu numai asta. Uitați-vă cele două cazuri. Asta cu apa, cum e zice. Da. Ați văzut? Silvicu, Jegos. La fel. Jegos. Da, da, astea sunt apucături de 30 de ani în România. Așa s-au făcut și înainte lucrurile. Dar nu le schimbăm? Dar nu o să vedeți, credeți-mă, eu m-am uitat foarte atent. În zonele unde sunt miniștri sau secretari de stat USR sau Plus, nu o să vedeți o astfel de presiune politică pentru a schimba oamenii. Credeți-mă. Eu chiar am fost cu ochii pe chestia asta. Dar nu există explicație mult mai simplă? Adică? Păi ca să schimbi pe cineva, trebuie să ai pe cineva să pui în loc. Hai să nu fim răi, pentru că, de exemplu, eu nu stau să-l analizez pe Voiculescu, fostul ministru al sănătății. Nu știu, a avut o prestație, cel puțin la nivel de comunicare, la pământ, dar și nu pot ține calitățile profesionale. Dar eu am fost foarte atent la cine este președinte al Casei de Sănătate. La Casa de Asigurări de Sănătate este un domn venit de la Londra, care într-adevăr am înțeles că a colaborat cu domnul Voiculescu, dar eu l-am urmărit într-un interviu de o oră și jumătate. Este un profesionist. Numai că noi avem altă percepție asupra demnitarilor. Eu am avut șansa să fiu foarte mult la Bruxelles, să cunosc demnitari din Comisia Europeană. Acolo lucrurile întotdeauna sunt nuanțate. Nu vă închipuiți că ea nu sunt corupți și acolo. Nu vă închipuiți că Big Pharma nu controlează politic Comisia Europeană. Păi uitați-vă acum, când n-a vrut o companie de vaccinuri să dea vaccinurile țării, a zis nu-ți dau. Punct. Deci presiunile și mecanismele, pârghiile prin care Big Pharma, nu mai e industria armamentului. Acum nu mai e nevoie de armament. Vii cu industria pharma. Iar cu industria pharma poți decima toată populația globului. Păi uitați-vă acum, cu vaccinurile, ce se întâmplă? E același lucru. Desigur că foarte multe dintre ele sunt exagerate, sunt umflate cu pompa. Cu vaccinul, cu AstraZeneca,
Pentru că, dom'le, au fost câteva cazuri. Întotdeauna vei scoate cazurile limită și tragice în care niște oameni au murit pentru niște efecte adverse. Dar totul funcționează statistic. Câți au murit? Au murit 3 la mie. Ok, 5 la mie mor de la aspirină. Sau de la whatever. Citiți un prospect de medicamente și toate prospectele se termină cu even death, adică chiar și moarte. Adică când, la orice citești, există o statistică. Totul e matematic. Pentru că tot noi aici în emisiune, în urmă cu ceva timp, vorbeam de algoritmi. De algoritmi. Vă aduceți aminte că am vorbit despre algoritmii folosiți în sănătate. Și în momentul în care acești algoritmi vor funcționa în sistemul de sănătate, și se pare că au început să funcționeze, lumea va fi controlată de acești algoritmi. Oricum suntem niște muște, niște insecte pe pământul ăsta. Totul depinde de noi. Și nu trebuie mereu și mereu să ne plângem. Ăla nu-i bine sau să criticăm. Hai să facem ceva constructiv. Haideți să facem ceva constructiv. E clar, o să-mi dați la temelie. Eu? Nu. Informațiile pe care mi le dați. Nu. Eu vreau să facem ceva constructiv. Toată lumea din Piatra Neamț, din județul Neamț, vrea ceva constructiv. Haideți să vedem. Ce facem constructiv? Lumea din Piatra Neamț nu vrea ceva constructiv. Dar ce vrea? Credeți-mi. Eu mi-aduc aminte în campania electorală că din 10 oameni 9 îmi spuneau că e foarte bine la Piatra Neamț și că nu trebuie schimba nimic. Și ajunsesem în depresie. Zic, ok, dacă nu vor să schimbe nimic, înseamnă că e bine. Înseamnă că sunt fericiți, înseamnă că sunt mulțumiți de curățenie, de, nu știu, de poliția locală, de sistemul de comerț, de... Dacă lumea e fericită, de ce să... De fericiți sunt câțiva. Câțiva, un procent mic, dar reprezentativ, valoric, nu cantitativ, cei care au business-uri și care au interese și care intră în niște mecanisme care deja au fost consacrate și încearcă să aplice aceeași formulă așa cum s-a aplicat în ultimii 30 de ani sau 20 ceva de ani în Piatra Neamț. Și lucrurile funcționează. Pentru că e o presiune constantă, încât la un moment dat, din păcate, administrația locală va considera că este o stare normală. Adică administrația, și aici mă refer la primar, aparatul executiv, chiar și Consiliul Local, deși și acolo aș avea câteva observații. Oamenii, primind picătura cu o travă în fiecare zi, se imunizează în sensul în care aproape că devin zombi politici. Dați-mi un exemplu de picătură cu miere care ar trebui oferită oamenilor. Nu, eu vorbesc care picătura de o travă care vine în administrație și care la un moment dat consideră... Dinspre administrație, că, nu? Nu, dinspre administrație... Păi despre asta vorbeam. Deci, poate n-am înțeles profilul eu. Celui angajat în administrație este consacrat. Este consacrat în timp, în mentalitate și în abordare. Și mai ales în comunicare. Câte probleme... Nu greșesc, la dumneavoastră, în emisiune a fost invitat managerul spitalului, da? Acum câteva zile. Da, ieri. Ieri, da. Mi s-a părut că a trecut o viață. Credeam că și joi. Mie mi s-a părut așa. Joi. Și ne explica, noaptea minții, am vrut să intervin. Vreau să văd dacă... Ne explica nouă că un economist va face comunicarea spitalului. Și îmi spunea, dom'le, poate să fie un economist care a terminat marketing sau care a în niciun caz n-a terminat comunicare un economist. Bun, dar dacă ați urmărit emisiunea... Am urmărit-o. Același lucru l-am spus și eu. Da, da. Îmi pare rău că n-am reușit să o spun înaintea dumneavoastră și o spun după post. Dar... Și întrebarea dumneavoastră a fost foarte simplă. Dom'le, dar nu puteți schimba profilul profesional? Cine schimbă profesional? Profil? Păi, cipa, da, am putea, da. Dar ce? Adică nici măcar n-aș mai fi spus asta. Că, de exemplu, am nevoie de inginer constructor, dar noi nu facem constructorile, dar e bun și un inginer pe instalații. Da, ok, avea dreptate. Da, avea nevoie de mine. Avea da. Nevoie. Și de ce ne schimbă? Asta mă întreb și eu. Pentru că nu au curaj. Pentru că nu și asumă. Pentru că eu veneam și spuneam, uite, domnule, am o problemă. Eu veneam și mă plângeam la dumneavoastră. A mai fost un aspect. Am o problemă și am nevoie de susținerea mediei. Media să mă susțină, să fac schimbări, pentru că schimbările sunt în interesul populației.
și a spitalului. Vorbim despre, mi-aduc aminte de celebra ședință în care s-au ridicat niște tovarăși de la PMP și de la PSD, că acum sunt la oaltă, ei sunt un fel de stânga-dreapta reunit în PCR, și vorbeau despre amânarea curățenii în Piatra Neamț ca să dăm bani la secția ATI. După ce eu am făcut gestul pe care l-am făcut, că nu mai suportam și am făcut eu donația, ei au votat împotriva proiectului de HCL care se referă la curățenia orașului, deși știau că aceiași procedural nu se putea face o deturnare de fonduri de la un capitol la altul, iar partea de ATI pe care au invocat-o era deja acoperită prin donația mea. Deci, vedeți, jocuri meschine. Nimeni nu are curajul să vorbească deschis. Vorbim de transparență. Transparența nu înseamnă doar să afișez documente, cum ar fi bugetul, pe care noi am mai vorbit aici în emisiune, care nu este accesibil de înțeles și de citit de către oricine. N-are cum să fie accesibil, pentru că oamenii n-au uzanța citirii unui buget. Uneori și mie mi-e greu, recunosc. Da, întreb, sunt preocupat pentru că sunt implicat acolo, dar pentru cetățean, nu. Transparența înseamnă să comunicăm cu comunicatori adevărați școliți și nu cu economiști. Da, aseară m-am uitat din nou la emisiune, eu de obicei nu mă prea uit la emisiune, dar mi-a rămas ceva în minte, vreau să văd. Și am ajuns la un pasaj foarte interesant din emisiunea de ieri, în care domnul director ne spune că dânsul este interesat să facă rost de bani, ok, foarte bine, din orice sursă, oricum. Dar nu poate primi donații. Așa, nu poate primi donații. Și la un moment dat spune, uitați, deja am început procedurile și nu mă interesează că banii vin de la Poponeț sau Maticiu, cum îl cheamă, că nu știu care e numele de familie. Maticiu. Sau de la celălalt. Da, de e la... băiat foarte muncitor și da, foarte talentat. Și celălalt, am uitat cum îl cheamă, ăla cu imitația, Bendeac. Așa. Mă interesează de acolo. Eu îmi repar budele. Și aseară mi-am dat seama, zic, dar eu chiar am fost în emisiunea aia și n-am putut să întreb, dar la milioanele de lei, de euro, care s-au dat în spitalul din Piatra Neamț, nu s-au reparat niște bude până acum? Să vă aduc aminte ce înseamnă o toaletă pentru județul Neamț sau pentru România? Să vă aduc aminte că o toaletă a fost inaugurată cu panglică tricoloră. Peste timp mi-am dat seama că domnul Chitic atunci a realizat ce obiectiv important și aproape de neatins este ridicarea unei toalete. În România. În România. Da, dar n-a reușit cu toaleta de sus, de când mers spre terasa gospodinilor. Nu, acolo este o toaletă tot. Adică a transformat totul tot în toaletă. Tot este o toaletă. Vorbeam despre administrație. Eu vă spun, mâine o să apară un material în Mesagerul de Neamț. Am cerut niște informații de la primăria Piatra Neamț. În ianuarie. Le-am primit pe 13 aprilie după insistențe nenumărate. În răspunsul pe care l-am primit, am următoarele lucruri. E vorba de niște contracte al unor avocați. Și fraza asta mă bântuie, ca să zic așa, pe cum îl bântuie pe domnul Drulă, domnul Câțu. Cred că acest contract a fost rezidiat, instituția noastră fiind reprezentată în fața instanței de fond, jucătăria Piatra Neamț, de către, nu mai spun ce, din nefericire, deci ăsta este un răspuns oficial, nu putem oferi informații cu privire la onorariu aferent, întrucât contractul de asistență încheiat cu, așa, nu se află la dosarul intern. Este răspunsul. Nu se află la dosarul intern. Penal cauze. În primărie. Dar el există undeva în primărie. Dar eu trebuie să spun, nu trebuiau dânsii să spun. Da, a fost un răspuns empatic, pentru că vorbește de fericire și nefericire. Facem precizarea că nu există date cu privire la plățile rezultate, astfel că nu vă putem comunica dacă aceste sume prevăzute ca onorarii avocațiale au fost și efectiv plătite. În acest sens, urmează a vă adresa pentru mai multe informații direcției economice. Doamne iartă-mă,
Eu m-am adresat primăriei Piatra Neamț, nu unei direcții din primărie. Da, probabil că v-ați adresat departamentului de comunicare, pentru că acolo ajung toate adresele către primărie. Da. Dar e nevoie de un răspuns specializat de la departamentul economic, procedural. Este foarte adevărat că probabil ar fi trebuit să solicite de la departamentul economic. Cineva ar fi trebuit să citească răspunsul ăsta. Care din ele? Răspunsul care mi l-au dat mie. Cineva ar fi trebuit să citească. Haideți, domnul Bălănescu, un primar semnează 800 de hârtii pe zi. Păi da, nu-i semnată de primar? Dar nici nu mă interesează de cine-i semnată. Mă interesează, pentru că... Dacă vreți, mă uit. Dar dacă nu vreau să mă uit pentru... Nu vreau să mă uit, să zic că e semnat de domnul Andrei Carabela. Da, e semnată sigur de domnul Andrei Carabela dacă v-ați adresat primărie, pentru că el reprezintă primăria din punct de vedere legal. Dar... Primăria este un ONG, asta nu, ca să știu. Primăria este o scuză pentru acest răspuns. Asta este clar. Pentru că, după mintea mea, un departament de comunicare ar trebui să integreze toate departamentele, toate direcțiile, toate serviciile de primărie. Aici este managementul documentelor. Iar o astfel de petiție sau întrebare sau clarificare trebuie să primească un răspuns calificat. Adică, ăia au fost avocații, atât le-am plătit, pentru că, de altfel, dumneavoastră bănuiesc că faceți o anchetă pentru o perioadă anterioară, vorbim de ani de zile, în care s-au sifonat banii publici. Asta s-a întâmplat 15 ani în Piatra Neamț. N-a interesat pe nimeni. Nu mă interesează decât un singur lucru. Câți bani s-au cheltuit cu acea afacere? O să, niciodată. Cât mai sunt consilier, o să fac în fiecare o solicitare an, la Departamentul Economic ca să vă satisfac curiozitatea. Da, vă rog, măcar să mă simt și eu satisfăcut în relația cu primăria. Nu o să vă simțiți niciodată. În mod sigur nu, pentru că vreau să vă spun, sunteți consilier local, sunteți viitor colaborator al primăriei. În orice postură îți dori dumneavoastră, pentru că nu veți renunța. Păi nu, dar până nu de curând spuneați că voi fi un viitor colaborator al dumneavoastră. Da, sunteți, aveți emisiunea, am pregătit și deja parte din studio și pentru emisiune. Și sunt mai tentat decât să fiu un viitor colaborator Abia aștept să vă văd un critic al primăriei. Eu sunt critic și astăzi. Vi se pare că nu critic? Mi se pare nejustificat pe cineva, nici măcar pe mine. Nu. Știți ce mă enervează pe mine? Mă enervează această spoială de sinceritate. De exemplu, ni se spune așa, nu mai prelungim contractul cu X entitate. Unu, pentru că terenul acela îl transformăm în grădinile de la Versailles. Sau nu mai prelungim contractul cu alte entitate. Poate, pentru că de parcul zoologic. Nu parcul. Eu vorbesc acum în general. Haideți să vorbim despre ce se întâmplă la baza hipică. Despre scrocheriile care s-au întâmplat. Am scris săptămâna trecută. Grevează activitatea, bugetul, patrimoniul primăriei. Haideți să-i trimitem la pușcărie pe aia care au lucrat la patrimoniu. Au început. Dar nu, spus suspendare toate. Dar nu, stați un pic. Ei sunt reevaluați săptămânal. Unii. Așa, dar da, discutăm despre baza hipică. Dar știți ce, unde vreau să spun? Doamne, de ce nu iese domnul primar, un purtător de cuvânt și spune, domne, noi vrem să ne recuperăm toate spațiile ale primăriei. A și ieșit și a spus la dumneavoastră în emisiune. Nu a spus-o așa. A spus-o, eu vă dau o înregistrare. Și eu am. Pentru că am urmărit și vreau, văd dacă va preciza că se angajează să recupereze tot ce a pierdut primăria din patrimoniu, desigur în limitele legii, că cu păi japca, limite legii. Că n-ai cum cu japca. Și după aceea vreau și următorul lucru. Păi, ce plan am eu cu respectivele lucruri. Că dacă am în plan să iau un spațiu și să-l fac sediu de partid, nu mi se pare ok. Dacă am în plan... Asta sunt lucruri meschine despre cine să-și facă sediu de partid? Nu știu, zic și eu. Dau un exemplu prostesc. Nu e cazul. Să dea Dumnezeu să nu fie cazul și mă bat peste gură. Să nu se întâmple așa. Uite, de exemplu, Pro-România n-a avut și nu are un sediu de la primărie, deși marea majoritate a partidelor au sediu de la primărie. PMP-ul, PNL-ul, PSD-ul cred că și l-a cumpărat, nici mai știu. Dar tot de la primărie l-a luat. Nu știu, chiar nu știu. Dar știu că
Am contribuit și eu la PSD cu bani ca să fie cumpărat sediu, să fie pe numele partidului. Dar nu știu de care era proveniența. Deci, un pic de sinceritate față de oameni. Dom'le, haideți să vedem. Facem plan despre reorganizarea parkingului. Dom'le, ok, spuneți-ne ce ne aștepte. Vreți să vă prezint o strategie? Vă prezint eu, că o știu. Dar nu vreau. Propunerea. Deci eu vreau de la dumneavoastră să mi-o prezentați. Dar vreau să mi-o prezinte cineva din executiv. Uite, eu de mâine, de vineri, în fiecare vineri, acel loc aparține primăriei. Dacă vrea primăria să trimită pe cineva să spună pe un subiect ce vor să facă. Parcul Cozla. Cum se cheamă? Ce se mai aude de marile proiecte din campanie? Să vină. Să vină domnul primar, să vină șeful de la patrimoniu, să vină șefa de la autorizații. Dom'le, uite ce facem noi. Exagerați. Chiar și șefa de la autorizații. Da, bineînțeles. Eu trebuie să mergem noi la audiență. A, corect. Uite, eu de vineri, numai, deci, este emisiunea primăriei Piatra Neamț. Pun și un fotoliu violet, ca să stea în el, să nu să fie apărat de... Mie mi se pare de dreptul mov, dar în fine. Mă rog, mov. Cred că se potrivește. Cred că se potrivește. Și să vină, să explice cu sinceritate și să răspundă și la întrebările nu pe care le adresez eu, pe care le adresează oamenii. Da, bun, e o provocare. Că nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal ca tu să reacționezi doar după ce ești presat. Nu e normal. Da, din păcate, mie mi-e frică să nu reacționeze cineva după ce este presat în sens negativ. Bine. Pentru că eu am văzut chiar și deciziile primăriei, niște decizii care inițial au fost nu mai facem, dar ușor s-a diluat forța aia de decizie și o facem. Păi da, de ce? Să nu se dilueze. Bă, nu mă refer aici la zona de încălcări ale legii, pentru că, credeți-mă, și eu sunt foarte atent și colegii mei sunt atenți. Nici vorbă de așa ceva. Deci eu sunt curios cum se va face reformă în societățile primăriei, dacă noi în societățile primăriei folosim din nou papiști. Papiștii sunt aia care folosesc papul al lipit afișe. Am înțeles. Nu știu cât sunt sau nu sunt lipitori de afișe, dar sunt... persoane care au aderat și încaderă la niște principii de acum 15 ani și nu numai la principii, ci și la persoane care au condus primăria și care au influențat în sens negativ dezvoltarea acestui oraș. Vorbeați de hipodrom. Nici nu știu câte. Am tot vorbit. Tot sărim de la una la alta. N-avem nicio... Sper că avem vreo coerență. Vorbeați de baza hipică, da? Vorbeați de baza hipică. Ce? Dacă cineva ia o hotărâre judecătorească cu privire la baza hipică și vede ce spune judecătorul acolo în finalul hotărârii și spune clar, foarte simplu, hotărârea de Consiliul Local prin care s-a făcut schimburi de terenuri, Perla Invest devenind proprietar după ce a renunțat urban la terenul respectiv, este luată cu încălcarea legii. Ați auzit dumneavoastră ca un jurist din primărie, un primar, să se prevaleze de acest lucru acum? Scrie clar, este luată cu încălcarea legii. Chiar aici, în emisiune, și vă spun că am avut discuții cu primarul, este un angajament și o ambiție să redea municipalității baza hipică. Deci este o provocare. Și aici este o altă problemă. Ne ascundem tot timpul după niște termeni frumoși, baza hipică, tradiție, foarte frumos. Dar ne spune cineva ce mai reprezintă baza hipică în sine, ca activitate acum? În ce măsură... S-a depășit de subiect, cred că ar trebui să-l întrebați pe domnul... Eu ar trebui să-l întreb, dar ar trebui să-l întrebe ăia care, la care se duce domnul Lupu și le cere contribuții pentru... Domnul Lupu, dar la ultima întâlnire a
comitetului de conducere la baza hipică, în fine, clubul sau ce este, a participat și un reprezentant al primăriei, tocmai pentru a-și lua informații și pentru a evolua situația în care este. Bun, acum să vă mai spun ceva, că vorbim și de societăți, vorbim și de baza hipică. Până la urmă, ideea nu este de a destructura și de a le face nefuncționale. Nu, este vorba de optimizarea serviciilor pe care le oferă cetățenilor aceste societăți. Și facem o evaluare, că și acum se face o evaluare și credeți-mă că există strategie pentru fiecare societate. Vinerea, îi aștept. Am înțeles. Îi aștept să vină, să văd strategia pentru urban. Eu aș face urban. E o propunere politicoasă și așa cu emoția care mă caracterizează. Și eu aștept aceeași emoție. De ce nu invitați pe directorii și șefii acestor societăți ca să explice oamenilor cu ce se ocupă ei și ce au ei în cap apropo de optimizarea acestor societăți? Îi aștept, uitați, public. Dacă îi așteptați, dacă se face coadă vineri și nu o să știți... Nici o problemă, stau toată ziua. Sunt capabil să stau cu ei 16 ore, cu pauză de schimba bateriile. Cu precizarea că sunt bateriile de la aparatura de funcționare. Eu nu cred că există în județul Neamț un om mai informat și dacă ia cineva colecția dumneavoastră, la câte anchete ați făcut și de câte ori ați spus lucruri care după 3 ani s-au dovedit a fi reale. Și de multe ori unii chiar au plecat și la facultate din cauza sau... Fără bursă. Datorită. Fără bursă. Fără bursă, da. Fără bursă. Acestor lucruri. Deci cred că comunicarea e foarte importantă pentru primărie și mai ales pentru societăți. Și, păi de asta nu vin la emisiune. Eu cred că vor veni, pentru că până la urmă ei sunt plătiți de către noi, sunt pe bani publici. Ei, ba, sunt, da. Ei sunt pe bani publici când își iau salariul. Sunt pe bani publici când vor și sunt la legea... privați când nu vor. Dar nu cred că mai putem trăi vremurile alea în care un director de societate să facă ce-l taie capul. Dacă vor face asta și dacă Consiliul Local va accepta acest lucru, este un lucru asumat. O să așteptăm încă 3 ani ca să fie sancționați de electorat. Observat că au trecut 15 ani și electoratul tot nu i-a sancționat, pentru că avem și oameni noi și oameni vechi în Consiliul Local. Avem oameni care au participat direct la unele operațiuni despre care vorbim. Avem oameni încă în aparatul primăriei care au participat direct la astfel de acțiuni de destructurarea patrimoniului orașului Piatra Neamț. Eu, de exemplu, aș fi foarte curios să aflu câte zile din noiembrie anul trecut până la plecarea spre Rosnov a fost la serviciu șeful de la Publiserv de atunci, domnul Triboi. Și dacă a făcut ce a vrut el sau nu a făcut ce a vrut el. Aș fi curios... Există o prezență, există... N-a semnat și el un stat de plată acolo. Managerul nu a semnat statul de plată, sigur, că asta se consideră prezență. Aș fi curios, tot respectul pentru un membru pro-România, să știu cât timp a muncit doamna Mădălina Ciubotaru la căminul de persoane vârstnice, de la Rosnov. Există evidențe clare. Știu. Există și odată în care și-a dat demisia, adică... Da, eu n-am spus că nu, dar aș fi curios. Domnul Bălănescu, până la proba contrarie, trebuie să le acordăm prezumția de nevinovăție administrativă. Nevinovăție, da? Așa e foarte ușor să judecăm și să spunem despre oricine. Până nu există dovezi clare, nu putem acuza pe... Eu n-am spus că nu există. Eu sunt doar curios. Și eu. Deci nu am nicio problemă. Eu sunt convins că... Eu, apropo de cât a lucrat, și eu, de exemplu, n-am știut că doamna Mădălina Ciubotaru și-a dat demisia de acolo. Am aflat despre povestea chiar din ziarul dumneavoastră. Nici măcar n-am știut de potențiala stare de incompatibilitate. Deci am citit la dumneavoastră în ziar, chiar n-am știut nimic și... Nu, cum să vă spun? Mie
Eu sunt convins că trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. Nu, altfel, cea mai proastă. Cea mai bună dintre lumile posibile, unde sunt promovați cei mai buni dintre noi. Oglinda noastră sunt acolo. Absolut. E oglinda noastră, e oglinda alegătorilor, este oglinda chiar și a membrilor de partid, pentru că și ei sunt exact. Oglinda poporului. Exact. Adică și aleșii locali sunt oglinda și alegătorului. Și atunci nu mă mai supără nimic. Adică eu n-am un complex și n-am nicio supărare dacă de foarte multe ori am fost criticat sau judecat în contradictoriu cu ceea ce înseamnă interesul unor colegi de partid. Da, mă gândeam acum, știți episodul de la Târgu Neamț, de la spitalul din Târgu Neamț? Cu... Da, am citit-o la dumneavoastră. Așa, da. Cu calculatorul care n-a mers. Da, da, accesarea site-urilor pentru adulți. Astăzi va fi publicat raportul de anchetă făcut acolo. Cine a făcut ancheta? Interna? Intern. Am înțeles. Intern. Poți intra în spital să faci anchetă. La cererea Consiliului Local și cererea poliției. În spital poți intra doar să faci COVID. Da, bine, asta e de la sine înțeles. Adică este un... Sunt curios pentru că, pe surse, am aflat că devină pentru că nu a mers calculatorul, pentru că s-au făcut înregistrări cu ad labam, ca să spunem așa, și pentru că a fost o perturbare. Acum este ziaristul care a scris despre situația respectivă și cea care a spus despre situația respectivă, care întâmplător este membru în Consiliul de Administrație al spitalului. De ce să ne mai supărăm? Eu mă declar vinovat de pe acum despre tot. Bun, dacă mi-aduc bine aminte, domnul primar Harpa a făcut o declarație, chiar pe posturile naționale, că dacă se va demonstra că e adevărat, persoanele incriminate vor fi destituite. O să-l destituim pe ziarist. Îl destituim, prima dată vrea să-l dea afară pe manager. Deci, o să-l destituim pe ziarist și schimbăm Consiliul de Administrație. Am înțeles. Asta, ăștia suntem. Așa vrea poporul. Dacă poporul e mulțumit, dacă poporul nu vrea să își înțeleagă drepturile pe care le are, cetățenii nu înțeleg să-și reclame drepturile pe care le au, e problema lor. Înseamnă că se complac în situația asta. Și atunci vedeți de ce prefer eu progresiști? Ieri, uite, că sărim de la una la alta, dar e foarte interesant, că nu toate lucrurile pot scrie într-un ziar. Primesc un telefon de la o doamnă din comuna Păstrăveni, cred. Și, domne, vecinul meu, care se ceartă de mulți ani, a săpat lângă temelia casei mele o groapă adâncă de 3 metri. Poate a vrut să-i facă casa e din chirpici. Casa e din chirpici. Da. Și m-am dus și am reclamat la poliție și la primărie. Când m-am dus să reclam la primărie, omul de la acolo m-a întrebat, dar tu ai autorizație pe casa construită din chirpici? Bun, dar ăsta nu trebuia să ia autorizație ca să sape? Da, tu ai autorizație? Și a dat amendă, e că n-are autorizație. Nu, nu i-a dat amendă, i-a spus că vezi că știu că ai și o fântână în curte făcută fără autorizație. Și casa? O ia la vale. Bun, poate să facă plângere penală, poate să dar din păcate oamenii n-au informații. Dar n-are bani femeia să facă, să judece, plângere penală, să se judece cu cineva. Păi până face plângerea penală, o adunăm din... Cam asta e România. Cam asta e România, despre asta vorbim. Asta cam vă spun și eu. România este în momentul de față, dacă mă întrebați prin la fel de izolată, izolată și din punct de vedere economic, și din punct de vedere... filozofic, ca să zic așa. Asta e România. Atâta putem, atâta suportăm. Dacă o să criticăm, nu ne ajută cu nimic, măcar dar fi o critică constructivă, în sensul în care din 10 situații prezentate dumneavoastră, măcar 2 să fie rezolvate și atunci e foarte bine. Mi-ați dat o idee, mâine voi face o emisiune în care voi lăuda. Deci, faceți despre Statele Unite sau despre Germania? Nu, despre neamți, despre România. Despre nemți.
Da, corect, la asta nu m-am gândit. Și despre nemți am putea să facem una. Și ei au problemele lor. Deci lumea oricum o ia razna și nu sunteți pandemia... Nu sunteți un microbist. Nu. Dar ați auzit, imposibil să nu fi auzit, despre scandalul cu... A, ba da, cu Superliga. Nu e un semnal? Apropo de ce vorbeam dar noi... Dar de ce vă mirați? Aduceți-vă aminte că în urmă, sper să nu greșesc, cu 6 ani s-a dorit un alt comitet olimpic internațional. Așa e. O altă structură care să organizeze un alt fel de olimpiadă. Bine, era influență rusească și Putin era implicat și un român. Un băiat foarte deștept, altfel, prieten cu Putin, dar... Luptător, nu? Da. Judo. Judo. Președintele Federației Internaționale. A fost. În România a practicat tot sporturile extreme. Karate și cum fugi mai bine. A fugit, dar nu stă în România. În fine, tot respectul, un om care s-a realizat, până la proba contrarie, n-a furat nimic, n-a avut treabă cu statul, a făcut afaceri la alt nivel și în alt sistem, dar vă mirați despre ce se întâmplă cu Liga Campionilor, Superliga Campionilor? Păi uitați-vă ce era să întâmple cu Olimpiada. Ăștia sunt progresiștii. Lumea se schimbă. Lumea se schimbă. Ideea este ne adaptăm, ținem pasul, încercăm să prevenim elementele care ne fac rău nouă ca structură poporului român, așa cum vorbeam despre povestea cu genurile și cu lucruri care n-au cum să încapă în mintea și în sufletul unui român. Pentru că așa suntem noi, ca popor. Adică eu pot să înțeleg un tânăr care a fost și a făcut școala de la, nu știu, 14 ani în Norvegia, Danemarca sau Canada sau Statele Unite și care a venit fără să înțeleagă spiritul bunicilor, părinților și ideea de a oferi copiilor o educație care, într-adevăr, să ne poată adapta la lumea, la integrarea și la ceea ce înseamnă, până la urmă, globalizare. Pentru că fenomenul de globalizare e acum din ce în ce mai accelerat. Că am vorbit doar de Big Pharma, dar n-am vorbit de Big Tech, despre tehnologii, deci... Apropo de tehnologie. Sau să vorbim despre Big Pharma, de exemplu, știți că marii producători de antibiotice în Statele Unite, 80% de producția de antibiotice merge în agricultură. În agricultură. Și ne întrebăm de ce există rezistența la antibiotice. Noi vorbim acum de 2 milioane, 3 milioane, hai, 4 milioane de morți în urma pandemiei. Păi mai stă cineva să numere câți mor. În anul 2050 vor muri 10 milioane pandi din cauza antibiorezistenței, pentru că nu mai există antibiotice, nu mai pot fi tratați. Vorbim de nozocomiale în spitale. Nozocomiale există peste tot. Dar ce facem? Unde e prevenția? Prevenție. Totul ține de prevenție. Totul e să nu ne ia iarna pe nepregătite. Să nu ne ia iarna pe nepregătite. Mai avem 2 minute. Nu pot. Un minut. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, deosebirea dintre achiziția spitalului de la Lețcani și achiziția celor 4 ATI-uri mobile făcute de domnul Arafat, din punctul de vedere al funcționalității? În primul rând, ce a achiziționat Arafat, de câte știu eu, sunt niște unități mobile care nu au fost create și alocate special pentru pandemie. Ele sunt unități de intervenție în caz de dezastre. Ele au fost proiectate pentru intervenții pe termen scurt, nu cum a fost containerul de la Timișoara, care a stat, nu știu, cât 3 luni în funcționare și când au vrut să-l aducă la Piatra Neamț, era pe modelul vă dăm roțile și volanul. Iar ce se întâmplă la Lescani este, eu repet, dom'le, ca intenție mi s-a părut ok. Dar faptul că există acel spital și nu este folosit, după mine, ar trebui imputat celor care au investit 13 milioane de euro. Gândiți-vă, începe cu cei care au votat. Sau cei care au votat, da, că e votat în Consiliul Județean. Gândiți-vă acum, Fundația Dăruiește Viață, în baza unor donații,
abia strânge 3 milioane ca să facă secția ATI. Pe când Consiliul Județean putea să facă asta simplu, fără să mai facă spitalul de la Lescani. Ok, e un joc politic. Să luptă cei doi, fostul și actualul președinte al Consiliului Județean Neamț. Trebuie să iasă în stradă, să spună, dom'le, mă leg de garduri aici, pentru că Ministerul Sănătății nu vrea să autorizeze. Preventiv mă leg. La propriu. Da, mă leg ca să mă obișnuiesc. Mă leg de garduri la spitalul de la Lescani. E vorba de domnul Popa. Da. Până va funcționa. Pentru că noi ne-am dorit un spital pentru Moldova, aș vrea să văd oamenii, cetățenii. Dom'le, mergem acolo. Mor oamenii în spitale, pentru că mor pe scările spitalului, pe holuri, n-au loc în ATI și noi avem o investiție de 13 milioane. Vreau să știu cine are dreptate, cine a greșit să plătească. Da, vreau să știu, nu peste 3 ani. Peste 3 ani banii luați și îi găsim în Panama. Ne oprim aici, domnul dr. Liviu Harbuz, ca de obicei, cu multe informații și cu multe explicații. Îi mulțumesc pentru participarea la emisiune. Îl așteptăm și reamintesc că nu glumim. În fiecare vineri așteptăm ori un om din primărie, ori un om dintr-o societate a primăriei să vină să ne vorbească despre nou, despre planuri, despre eficientizare și despre, hai să vorbim și cuvinte, să folosim și cuvinte mari, reformă. Acestea fiind zise, vă dorim cele bune. Astăzi este o zi splendidă, cel puțin până după amiază, așa că bucurați-vă. Bucurați-vă de fiecare clipă, pentru că, nu-i așa, suntem la mâna Big Pharma. Da.